Numărul cazurilor de maltratare a copiilor este în continuă creștere de la începutul acestui an. Statisticile centralizate de Serviciul de Prevenire și Intervenție în cazuri de abuz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț arată că în luna martie s-au înregistrat 68 de cazuri de abuz, cu 10 mai multe comparativ cu februarie și cu 26 mai multe decât în ianuarie. Dintre cazurile de maltratare instrumentate în luna martie, 29 s-au înregistrat în mediul urban și 39 în mediul rural. Din punct de vedere al formei de maltratare, și luna trecută au predominat neglijările, fiind 26 de cazuri de acest fel. Au mai fost înregistrate 13 cazuri de abuz emoțional, 10 cazuri de abuz fizic, 10 cazuri de comportament delicvent, 4 cazuri de abuz instituțional și 3 cazuri de abuz sexual. În plus, au raportat și 2 cazuri de dispariție a unor copii. Ca urmare a formelor severe de abuz la care erau supuși acești copii, specialiștii Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului au propus instituirea unor măsuri de protecție specială, fiind vorba despre plasamentul în regim de urgență pentru 7 copii. Aceștia au fost luați din familiile care le neglijau sever nevoile de dezvoltare, 5 fiind dați în grijă unor asistenți maternali profesioniști, iar 2 au ajuns în centre rezidențiale din județ. Este cel mai mare număr de plasamente instituite în regim de urgență de la începutul acestui an, motivația fiind gravitatea abuzurilor la care erau supuși cei mici. De la începutul acestui an și până pe 31 martie au fost instrumentate în total 168 de cazuri de abuz asupra copiilor și s-a dispus plasamentul în regim de urgență pentru 11 copii maltratați.